Bine v-am găsit! Am o invitată foarte specială și uh, o în ton cu felul în care am început acest an uh, Important pentru a înțelege schimbările uh, prin care trece pământul Am asistat la tot felul de... de Cataclizme, nici nu să numesc lucruri destul de grave, și uh, vreau să fac o introducere interesantă. Sper să ne revedem de mai multe ori pe parcursul acestui an cu Tania Bordianu. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Și să vorbim despre veganism, despre trecerea de la un tip de hrană poate către a fi vegetarian, poate pentru a fi vegan, sau poate doar pentru a înțelege ce înseamnă aceste curente în care nu se consumă. Nimic animal, pentru că a fi vegan e un concept de viață, nu se referă doar la hrană, nu porți haine din piele, curele de piele, nimic care e de proveniență animală. Așadar, bine ai venit, Tania, pentru a dezbate acest subiect interesant, care protejează uh, uh, pământul de acest consumerism în care am intrat și care uh, poate promite pentru viitor, dacă oamenii vor înțelege că prin diminuarea consumului de carne, de exemplu, se diminuează o industrie, se împuținează consumul de carne, de produse animale și în acest fel ne putem putem întrevedea o lume mai bună, pentru da. că văd că toată lumea e preocupată, adică toți sunt buni, toți ar vrea să facă și donații, dar de fapt trebuie început de la consumul nostru. Corect. Și vreau să te întreb pe tine, cum ai devenit? Pentru că tu acum întreaga ta viață este dedicată acestui concept și afacerea ta este cu, cu, cu hrană vegană și cred că poți să descrii cel mai bine cât de ușor, cât de greu este să treci către așa ceva. Așa este. În primul rând, îți mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur mult că pot să încep anul așa, având în vedere ultimele evenimente care, din păcate, s-au întâmplat și care ne dau un semn de alarmă și cumva ne trezesc la realitate și că pământul totuși ne dă semne da, că da, trebuie da. să facem ceva. Așa este. Chiar înainte să vin la tine, mă gândeam câți ani au trecut de când am, <ră> am renunțat în... întâi la carne, apoi la lactate și am ajuns ușor, ușor, fără mari sacrificii să... Uh, am un stil de viață vegan uh, și sunt 8 ani deja, eu tot ziceam 7-7, dar anii trec sunt foarte opt, repede, uh -huh. sunt 8 da. uh, Și trecerea a fost foarte lentă și asta e și recomandarea mea pentru cei care mă întreabă uh -huh. Pentru că mai lucrez cu oameni care uh, vor să facă o schimbare și atunci uh, îi sfătuiesc să, ia, să o iau ușor și eu, cum am început, am început cu a mânca mai puțină carne. Nu am zis că renunț de tot, am spus că hai să mănânc o dată pe săptămână, uh -huh. să nu mai mănânc în fiecare zi sau sunt persoane care mănâncă de trei ori pe zi. Noi când ne-am cunoscut, tu era instructor da. de yoga. Da, da. Și atunci, oricum, viața ta era către așa ceva, adică tu vorbeai cu clienții tăi despre diete, despre nutriție tu trebuie să ai uh, grijă de corpul tău da, fă, cum... probabil că într-un fel sau altul te ales pe tine acest curent. Da și cumva eram un exemplu pentru ei pentru da. că în yoga trebuie să fi uh, să reprezinți o calmitate o liniște interioară și atunci uh, oamenii pe lângă acel uh, beneficiu uh, fizic mă întrebau și ce pot să mănânc, nu știu, înainte de antrenament sau după antrenament și atunci am început să studiez uh, acest domeniu. acest domeniu și am ajuns la concluzia că, într-adevăr, puține din toate, dar și asta mm -hmm. puține din toate, ce anume, alese, da, da, alese da. te ajută să ai mm -hmm. un echilibru cu tine și plus la asta e mm -hmm. că ajuți foarte mult și mediul înconjurător. Um, și da, într-adevăr, așa, așa a fost. La început eram instructor de yoga și acum practic yoga, numai că acum mă nu, mai timp. nu mai am timp <laughs> pentru că mă concentrez la facerea pe care am început-o. Um, și um, revenind la pașii pe care i-am urmat eu și pe care chiar recomand, um, să... Începi cu pași mărunți să, să încerci să mănânci un pic mai puțin și apoi să diminuezi. Și să de înlocuiești de... carnea cu ce? Pentru că am citit câteva articole apropo de cei care sunt contra acestui curent și majoritatea cred că lipsa proteinei, că nu prea ai de unde să ții proteină, că omul e făcut să aibă o proteină animală, că la la la, mai ales apropo de cei sportivi care uh, nu consideră că pot dezvolta masă musculară fără proteină luată din carne sau din alimente cu carne. Da, știu că oricum asta cu proteina este un mit. Noi nu avem nevoie de chiar atât de multă proteină. Și cel mai bun exemplu este că niciun animal care este vegetarian, care mănâncă doar vegetale, nu a murit de carențe de proteină în natură. <gătări> și, au și, musculară. și au și masă musculară, corect. Te și la nu știu, cetauri, bizon sau, sau animalele de astea mari, Sau elefant, au... sau sunt mai multe animale da. și care nu au carențe da. de proteină, doar noi avem carențe de proteină. Dar să răspund la întrebare, există multe variante de proteină vegetală, și, de exemplu, multă lume se miră când spun că varza proaspătă, are foarte multă proteină. Niciodată Aha. nu ne-am gândit la asta. Sau tot ce înseamnă verde, fruze de spanac, rucola, Aha. și acestea au proteină. Într-adevăr, nu vin cu toți aminoacizii esențiali, dar tocmai asta e și farme, cu poți să le combini atât de frumos, uh -huh. să combini salată cu leguminoase și să-ți aduni cât mai multe cât mai mult aminoacizi. Și, dar apropo uh, de sațietate, că și uite, de exemplu, uneori mănânc o salată sau ceva, sau chiar o salată de fructe, dar la foarte puțin timp îmi este foame, adică nu sunt um, sățioase. Da, să răspunsul. Pot să vin cu două. Dependența. Chiar trei răspunsuri acum. Pot să <laughs> vin cu Chidu, trei răspunsuri. Când încep să renunți la mâncarea clasică și încep să devii vegetarian sau vegan, într-adevăr, corpul are nevoie să se adapteze. Pentru început, mm. și în, clar că uh, ai alte enzime digestive, digeri mult mai repede aceste alimente și corpus cere din nou să mănânci. Da. Uh, al, al doilea răspuns ar fi că, într-adevăr, noi și mental suntem obișnuiți să simțim această sațietate, să fim sătui tot da, timpul. Da, da, plăcerea unor gust. Dar plăcerea unui gust. Uh, unui gust și uh, al treilea este că. Uh, ai nevoie de răgaz, ai nevoie de timp ca corpul să obișnuiască cu noul combustibil. Că tu de fapt ai renunțat la un combustibil, la o proteină animală și corpul are nevoie să se adapteze la hmm. proteina vegetală care se digeră mult mai ușor. De exemplu, proteina animală se poate digera, de exemplu, dacă mănânci carne, se poate digera 12 ore, 24 de ore și practic corpul tău în continuă digeră. Da. În schimb, dacă mănânci o proteină adică vegetală... e pus la muncă, cum da, ai venit, nu? da? În schimb, dacă mănânci o proteină vegetală, proteina vegetală se digeră, depinde cum a fost gătită, 4 ore, 6 ore. Practic, ai timp, are timp corpul tău uh -huh. să se... Să se ocupe și de altceva decât să digere. Da, da, da. Da, e foarte, e foarte interesant că, că noi trebuie să oferim o metodă atunci când abordăm un subiect, trebuie să venim imediat cu niște soluții care să stea în picioare, pentru că, vezi tu, exact cum ai zis, fiecare corp este diferit, nu toată lumea reacționează la fel, nu toată lumea are aceleși nevoi, sunt anumite perioade de viață benefice să încep să faci schimbare, că, de exemplu, dacă majoritatea oamenilor vor să facă schimbări, nu știu, după sărbători s-au îngreșat și ar vrea repede ceva să se întâmple, și acest repede le produce în corp ceva neplăcut sau nefiresc. Pentru că nu poți, după ce ai îndesat foarte multă carne, sarmale, mâncare grea, feluri de feluri grase, maioneze, lucruri și așa, alcool, dulciuri, imediat să te mulțumești cu o salată. Știi? E recomandat să, să accepti aceste perioade de tranziție în care să încep să te cultivi, să citești, să vorbești cu na, cu cineva ca tine, cu un consultant sau cu cineva care are o afacere de tipul acesta, care uh, uh, prepară rețete vegane. Eu am văzut că sunt foarte multe pe net și eu am încercat să fac acasă, dar ban lipsește aia, ban lipsește aia și mă deznădăștesc. Adică mă opresc la mijloc, ba n-am nu știu ce blender, ba acolo scrie semințe de alea și nu știu ce și n-am nu știu ce ăla și... Bine, hai, lasă, mai am și în Și lucrurile astea se iau treptat. Adică, noi um, am, astăzi chiar am pregătit o rețetă și chiar înainte să pun toate ingredientele în saco și mă gândeam, dar oare semințe de cia... Bine, da, pentru da, da, mine da, atenție, sunt familiarizate. La aceste emisiuni veți, o veți vedea pe Tania Gătind. Tocmai ca să înțelegem că nu este foarte greu. Este să... foarte simplu. Chiar mă gândeam, zic că ingredientele astea pentru mine au devenit banale. Dacă la început erau, da. nu știu, când auzeam de semințe de ce, eram, wow, ce înseamnă asta. Acum sunt banale da. și chiar mă gândeam o să iau semințe de ce, să nu iau. Și după aia am zis o iau pentru că de câte ori auzi de un aliment nou, devine și el familiar. Și cum fa că mă întreabă și prieteni, cum faci tranziția acum? Păi la tine e ușor, deschizi în bucătărie dulapul și ai toate ingredientele exact, și normal Exact, capace. Bucătăria unui vegan e dotată cu totul alte lucruri. Eu cred că cel mai simplu este da. să, când mergi la cumpărături și ai traseul tău clasic, pentru că avem un traseu clasic pe care uh -huh, merge uh -huh. și știm că luăm toate alimentele de care avem nevoie, întotdeauna să fim deschiși să mai luăm și un aliment nou, de care uh -huh. nu am auzit. De exemplu, să adaugi pe lista ta zilnică încă un aliment de care n-ai auzit. De exemplu, semințe de chia sau fulgi de ovăz sau tărâțe de ovăz, sau sau nu știu, ceva mai inedit sau niște suplimente alimentare, sau niște superfoods, niște superalimente. Să le adaugi în listă, și apoi să vezi cum le poți integra. Aha, aha. Nu recomand să te duci să-ți faci toate cumpărăturile odată, și apoi să. Numai din această gamă Da, da. și să nu știi. Ce să faci cu ele? Da, așa da. puti nu știu, boabe de cacao la început și vezi unde le poți integra uh -huh. în mâncarea pe care o faci uh -huh. tu uh -huh. Și apoi ușor, ușor te trezești că ai sertarul plin cu toate alimentele de care ai nevoie uh -huh. Cumva așa aș recomanda și treaba asta se face treptat Adică le ei nu investești foarte mulți bani Fix așa și la un blender Apropo de bani, foarte multe persoane se plâng că nu pot să trec la asta pentru că e foarte scump, știi? Însă ei nu se gândesc la un lucru. În momentul în care treci la un uh, stil de viață nou, sănătatea de se îmbunătățește. Uitați, eu n-am mai văzut-o pe Tania de foarte mulți ani, poate chiar de șase, șapte. Da, Și vreau chiar. să zic că tu arăți identic. Wow, adică, sau chiar mai bine, aș putea spune. <laughs> în sensul în care uh, dacă, ești, uh, dacă ești vegan sau dacă renunți la unele alimente măcar sau dacă renunți la, la, la excese măcar, Dintr-o dată, calitatea pielii, calitatea vieții, felul în care corpul tău arată, preocupările tale, până și prietenii se schimbă, adică practic totul se metamorfozează pentru ca tu să te duci pe altă linie de Așa viață. Este. Așa este. Și toate astea se aduc numai beneficii, în sensul în care nu te mai îmbolnăvești, nu mai dai bani la doctor, nu mai dai bani la tot felul de analize, pentru că ai fost bolnav în ultimul timp? Nu. Nu, chiar <laughs> păi nu. Și vreau să-ți să spun că tu spuneai acum că economisești cu medicii și, și atunci alimentele, cumva raportul contează da, da, foarte da, mult, da. cumva investești în sănătatea ta. Exact. Uh, și eu pot să dau exemplu personal. Uh, eu, înainte să devin uh, vegetariană și apoi vegană, uh, aveam, uh, de exemplu. Uh, o alergie la lactate, fără să o cunosc, nu mi-a ieșit la nicio analiză. Uh -huh. Și cum se manifesta, aveam o dermatită atopică, adică tot timpul aveam tot felul de exeme, nu înțelegeam de unde apar și tot timpul dădeam vina pe. Uh, nu știu, sau că folosesc un detergent uh, chimic și Aha, poate sunt alergică. Da, 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 sau da, da. că am eșpiă. Te de la uscat, chele cosmetice. Sau, da, da, tot felul tot timpul luam din, din exterior uh -huh. și niciodată nu mă gândeam că poate fi ceva din interiorul meu. Apoi, al doilea lucru pe care l-am uh, descoperit este că eram dependentă de picături. Adică eu, noaptea nu puteam să dorm fără să pun picături de nas. Aha. Pentru că aveam nasul înfundat mereu. Și în momentul în care am renunțat la lactate, de fapt n-am mâncat o perioadă lactate, să văd da, cum e, da. am simțit că pielea am, am scăpat de dermatită și a trebuit șase luni să-mi dau seama că, că era de la. Că asta. Adică, după a, șase luni a, am scăpat incredibil. de dermatită. Adică, nu scap peste o lună. Da, foarte da, rapid, da, da. destul de mult. Adică, acea. Uh, acea Ce ai suc... și făcut legătura cumva, că de acolo. Da, și nu mai foloseam picături de nas. Adică, deja ajunsesem să fiu. Wow. aveam tot timpul la mine, fiecare buzunar câte un. Da, da. Un plac -o și mai puf, văd persoane da. acum. Uh -huh. Și tot îmi vine să le spun, dar. Și asta cu educatul trebuie cumva și persoana să-și dorească. Exact, nu pot să vin exact. să dau sfat da, necerut da. Dar pot să zic că am economisit acum în cei 8 ani foarte multe vizite dacă te la gândești, medic da. da, și nu mai am dermatită pe am. tot felul de creme, Și picăturile tot felul de picături. erau. Picături. da, Știu, da, sunt da. foarte da. scumpe, și apoi am constatat că mult. lactatele au un efect inflamator în corp și tocmai aici mă afectau pe mine. Uh -huh. Și chiar mă bucur că am spus treaba asta, că poate sunt persoane care ne privesc acum și au această afecțiune fără să-și dea seama că este anume de la lactate și ar fi indicat să, nu știu, să-și facă o analiză mai amănunțită să vadă dacă ar... Vai, da, sunt o de articole care menționează că omul adult nu are nevoie de, de, lapte, în primul rând, și o mulțime de lactate ar putea fi scoase sau înlocuite, știi? Da. Apropo, în, în rețetele tale, cu ce ar putea fi înlocuit un produs care se semene nu știu cu brânza, cu smântâna, cu lucruri care sunt plăcute gustului și folosite des în bucătărie. Din fericire Trăim acum apogeul veganismului pentru că apar atât de multe produse vegane pe care nici nu trebuie să le faci acasă, trebuie doar să-ți găsești furnizorul Aha. și atât. Dacă acum ceva ani am zis că, ok, adio lactate, nu o să mai mănânc vreodată pentru că nu aveam opțiuni și ca să mi le fac eu, cumva trebuie să-ți pui nucele la hidratat, e un pic mai complicat așa. Și acum mă bucur că am foarte multe opțiuni. De exemplu, acasă, și o să facem și aici, de exemplu, lapte. Poți să-ți faci un lapte din nuci caju Foarte simplu, trebuie să ai nevoie de un blender, apă și atât și îl dulcești cu ce vrei tu. Și de asemenea și din migdale, Eu da, -am făcut migdale, din migdale, susan. susan susanul, de exemplu, este da? foarte bogat în calciu. Și poți să faci lapte. Da, poți să faci lapte din susan, doar oh. că -ți trebuie o strecurătoare sau un săculeț care Aha. să strecori fibra, acea fibră. Uh, și din fibră, asta e foarte interesant că nimic nu se aruncă, din fibră poți să o amesteci cu niște Aha. curmale și să faci niște bomboane, de exemplu. Da. Wow. Și ai calciu foarte bun și foarte ușor asimilabil. Uhum. Dar la dacă vrei ceva mult mai sofisticat, o brânză fermentată sau poți să-ți faci acasă, dar pentru asta ai nevoie de ustensile sau poți să apelezi la, de exemplu, avem deja în România doi producători români, chiar unul din Timișoara și unul din București care face brânză din caju fermentată cu probiotice vegane mm. care pot să au și brânză tartinabilă, au și brânză cu tot felul de gusturi, nu știu, zatar sau ierburi italiene, wow. afumată, chiar au și blue cheese. Adică Doamne, dacă ești... Și seamănă? Da, adică foarte mult. foarte Incredibil. Mult. Da. Adică nu pot să... Și am făcut teste pe prietenii da, da, da. ai mei. Uh, le-am dat să guste și nu le-am spus jam, că blongura. este... Nu am spus că este vegan și nu au recunoscut. Da, da, adică da. mai ales cea blue cheese Aha. seamănă foarte mult. Este... Însă diferența apropo de ce aport ți-aduce în organism un tip de brânză și celălalt este Da, multă lumea foarte... spune că oh, este din caju și este foarte calorică. Într-adevăr este mult mai calorică decât brânza clasică, dar nici nu poți să mănânci cantități foarte mari. Uh -huh. Pentru că vine cu, cu un aport nutritiv te și satură foarte repede. Ceea ce e adică, un lucru bun. Da. Că, e... că nu mănânci mult, dar da, ai această da. stare și... de sațietate. Da. da Ești da, da. mulțumit. Da. Aha. Bun, hai să revenim la istoria ta, ai spus că trebuie să renunțăm încet, încet, deci ai, ai devenit întâi vegetariană. Da, am renunțat, renunțat la, la, da, eu făceam, atunci când nu ne-am cunoscut, eu predeam și yoga, dar aveam și, antren și antrenamente de tip aerobic uh -huh. și aveam foarte multe ore pe zi uh -huh. și făceam ca un sportiv de performanță, aveam și 4 și 5 ore de sport pe zi uh, și mi-am dat seama că mă întorceam de la sală și aveam nevoie de ore de somn suplimentare ca să pot să-mi revin uh, și într-adevăr cumva nu mi-am pus niciodată nu m-am gândit că este din, este din de la alimente, mă gândeam mai mult că fac foarte mult că sport bursită, și da. eu obosesc din cauza asta uh, și am observat că în momentul în care am renunțat și am, sau am sau mâncam mai puțină carne, nu mai avem nevoie de acele ore în plus să le dorm. Mm -hmm. uh, și apoi eu am început să studiez și mi-am dat seama că, de fapt, uh, un consum foarte mare pe care îl avem noi, de fapt, cel mai mare consum este digestia. Și, de fapt, digestia am luat din energie. Aha. Și așa m-am zis, ia să nu mănânc. Da, eu da deloc. foarte mulți, tot chiar și sportivi, consideră că îți iei energia din hrană, adică, gen, din carne sau din. Își prepară tot felul de shake-uri proteice, își iau, practic, hrănindu-se. Da. Da, numai că. Uh... Sau ai nevoie de o hrană, cum ar fi mă hrănesc acum cu ceva, introduc în stomac, nu știu, un shake proteic sau mănânc o friptură, sau am văzut că sunt o grămadă de diete. Eu, cuvântul dietă, nu e, nu face parte din, din viața mea. Adică, nu, eu nu sunt de acord cu nicio dietă. Mi se pare. Chiar medicii nu au cum să recomande altfel decât ca dietă, nu pot să numească altfel o pauză de un aliment Însă l-ar putea numi pauză de un aliment, două-trei, știi, dacă stai da, să da, da, mă întrebi da, pe da. mine Pentru că oamenii sunt atât de fascinați de diete și aici intervin practic cele mai mari greșeli în timp Sigur că o dietă pe moment îți aduce satisfacția pierderii a 5 kg sau nu știu ce, dar pierderea a 5-7 kg rapid pentru o femeie înseamnă că scade fața, de exemplu. Te deshidratezi foarte mult, arăți foarte rău la față, adică faptul că slăbești repede la corp. Nu înseamnă că e cel mai mare beneficiu care ți-l poți oferi. Cel mai important e ce faci după ce a trecut această dietă. Ce, dar, dar ce se întâmplă în interiorul corpului este tău? Este un șoc. E adevăr. un șoc. Adică, de ce să mă șochez cu, cu, cu astfel de chestii? Oamenii nu privesc lucrurile astea în timp. Pe mine asta mă, mă, mă nici nu să zic, disperă. Și de aceea, că e dieta keto, că e dieta Rina, nu știu cum se numesc în fel și. Foarte diet, multe. Da. Foarte multe, mie mi se par că nu ar trebui abordate. Adică ar trebui luate, fiecare conține și ceva bun, adică inspirate din aceste diete, dar nu o lua așa cumva, pentru că eu nu am văzut om care după o dietă, oprită dieta, să nu se îngrașe da, la. loc se Să nu ajungă înapoi unde a fost. Sau unii și mai rău. Pentru că e vorba de a crea un lifestyle potrivit vârstei tale, posibilităților tale, contextului chiar și geografic-cultural în care trăiești, pentru că tu te hrănești nu doar cu mâncare, te hrănești în paralel cu mâncarea și cu gânduri și cu credințe și emoții, cu obișnuințe, cu... cu emoții, cu nu știu ce, de aceea cumva detoxul trebuie privit la oaltă cu cel spiritual, mm. emoțional cum să spun, o persoană care a făcut yoga ca tine poate să înțeleagă valorile modului în care te hrănești, adică mâncarea trebuie să vină cu un fel de ritual, cum te așezi, cum privești mâncarea, cu încredere, cu respect, să îi mulțumești, cu să... recunoștință, da. nu? Să, apropo de proveniența animală, să te gândești, adică acum toți ne gândim, uite eu una, când văd acum o bucată de carne, parcă după ce am văzut toate imaginele astea îngrozitoare, cu toate animale murind, sunt și înscrisă pe tot felul de grupuri din care am de gând să mă retrag pentru că e prea mult negativism, cu, cu astea cu animale chinuite, îmi dau seama că totuși hrana, poate nu toată, poate și asta e o campanie într-un fel care să ne ducă cine știe unde cu gândul, dar efectiv parcă nu mai pot să mănânc cu aceeași plăcere carne. Sincer răspund. Da, mă bucur că ai deschis subiectul ăsta și zici că noi ne hrănim, nu ne hrănim doar cu mâncare, noi ne hrănim într-adevăr cu foarte multe lucruri, nu doar cu mâncare, cu hrana asta și atât. Și cel mai bun exemplu este să ne amintim când eram copii și ne jucam și eram. Vesel și da, așa. da, și părinții da. ne chemau să mâncăm. Când era ora de da, mâncare, da. dar nu mi-e foame, mm. dar nu mi-e foame, dar ai stat toată ziua. Și atunci îți dai seama, copilul se hrănea atunci cu joacă, cu bucurie, da, cu, cu soare. Cu soare și nu avea nevoie de hrană. Cred că noi adulții am uitat treaba asta mm. și de asta ne ducem și când suntem stresați. Ne ducem și mâncăm, sau nu știu, apelăm la alcool, sau la multe alte stimulente, tocmai pentru că pentru ne, luăm, ne luăm prea de și sau poate de alte da, lucruri care sunt da, în, da. în viață. Și uităm în asta. să ne jucăm da. și să ne hrănim cu alte lucruri, cu lucruri da. care ne fac plăcere. Uh -huh. Și chiar spun că de fiecare dată când te trezești când mănânci de foame și mănânci de poftă, să-ți amintești ce -ți hrănești de fapt, adică ce hrănești, ce emoții hrănești da, de fapt. Da. Hrănești ceva care vine din cap, din minte, știi? Da. Ești sclav unor gusturi care s-au instalat cu timpul în minte, știi? Că ți-amintești sosul la barbecue, mamă ce gust are, deci e al minții, știi? Da. Adică e o chimicală da. nenorocită de Și fapt. e foarte care... important într-adevăr să... Te uiți în farfurie și să te gândești de unde a, -a, a, venit. a venit mâncarea exact, respectivă exact. și să-ți dai seama că a suferit, nu știu, a suferit cineva ca să ajungă mâncarea asta. Eu cred că în foarte multă lume știe lucrul ăsta, doar că, din păcate, adevărul doare și fugim de asta. Da. Uh, și cred că dacă am fi un pic mai conștienți că, de fapt, yoga asta face să te armonizezi tu cu corpul tău și să-l asculți. Uh, și în momentul în care te uiți și îți dai seama de unde previne fiecare aliment, poate uh, a doua oară cumva te gândești și iei altă decizie și alegi uh -huh. altceva. Uh -huh. Cumva, probabil că trebuie doar să conștientizăm și să ne dăm seama. Uh, eu nu cred că... Um, cum ai zis tu, că sunt grupuri cu tot felul de exemple negative. Nu cred că exemple negative ne motivează. Eu cred că exemplele pozitive ne motivează și cumva experiența de viață altcuiva pe care poate l admir sau Poate, nu știu, este un exemplu pentru tine. cumva Prin exemplu propriu, mie mi îmi place să motivez pe ceilalți. Și rare ori deschis subiectul despre ferme, despre nu știu, din păcate, nu pot să vorbim nu vorbesc da, despre da. Australia sau da, ce se da. întâmplă despre. Rare ori deschis subiectul ăsta, e bine să-l amintim, să spunem că există și el, să nu fugim de el, dar îmi place foarte mult să aduc exemple pozitive și să aduc ceva palpabil și ceva care chiar poți să aplici de mâine. Da, și mi se pare fel. că da. e cel mai, cel mai potrivit. Cel mai constructiv. Ok, vrei să renunți, nu să renunți, vrei să mănânci mai puțină carne. Deja este un mare plus. Dacă ți, îți pui, cumva noi avem nevoie și un pic de ordine. Uh -huh. Noi nu ne mai dăm seama, noi ne facem planuri de vacanță, ne facem planuri de, nu știu, știm programul nostru de toată ziua la birou, dar nu știm niciodată sau foarte rar își plănuiesc mesele, de exemplu. Uh -huh. Toată săptămâna ce o să mănânc. Ce o să... Și în momentul în care îți plănuiești mesele, vezi, vezi cu ochii tăi că de ai prea vorba, multă da. carne în meniu sau ai prea multe lactate și atunci poți să mai ajustezi. Uh -huh. În momentul în care mănânci doar când ți se face foame și nu ai alte opțiuni nu ți-ai făcut un plan, clar că nu o să poți să, să, să îți schimbi, să schimbi nimic în alimentația ta. Dar oamenii adică, ăștia simpli, de exemplu, care se hrănesc așa, românește pe stil vechi, gen o ciorbă, o mâncărică cu sos sau nu știu ce, ce părere, adică genul ăsta de hrană... Oh, din păcate, în bucătăria românească, Da, bucătăria românească este foarte bună. Am, am, am început cu din păcate. Este foarte bună, din păcate. <laughs> uh, și foarte, bună la gust. Este foarte bună la gust. Eu am încercat și tot încerc să reinterpretez bucătăria românească uh -huh. și să o aduc în cea mai... Um, Rețetele tale. Da, să aduc în da. De exemplu, de Crăciun, noi am făcut un meniu special pentru vegani și am interpretat multe rețete sarmale uh -huh. sau um, cozonac, poți să le reinterpretezi. Um, Într-adevăr, mâncarea este gustoasă, numai că este foarte gătită, foarte procesată. Uh -huh. um, um, de exemplu, poți să faci o ciorbă, fix aceeași rețetă românească, numai că să încerci să pui, de exemplu, legumele când apa deja a fiert, să încerci să nu o fierbi foarte mult. pentru Ca să-și pierde legumele să -și leg... toate. Da, să, uh -huh. să rămână, să te gândești tot timpul ce se întâmplă cu nutrienții Dacă fierbi foarte mult, eu cred că bucătăria românească o poți reinterpreta, o poți cumva schimba, poți să adaugi, de exemplu, uleiul la final, după ce ai terminat acea, nu știu, zacuscă sau... Ce alte vin în cap doar alimente de da, da, da. da, Foarte am bine, da. Sau la sarmale poți să pui niște condimente uh, foarte bune. Acum nu-mi vine în cap uh, un condiment în care să pui aroma, mm -hmm. de exemplu, mm -hmm. boia afumată poți să pui la sarmale mm -hmm. și nu mai ai nevoie de acel, nu știu. Uh, Kaiser, șorici sau ce da, se da, pune da, ca da, să fie da. afumătură. Da. Da. Uh -huh. Poți să pui boia afumată. Bine, și să nu să ne... uităm că rețetele tradiționale uh, erau folosite de oameni care munceau fizic foarte da, mult, foarte care mult. stăteau foarte mult afară, ceea ce acum nu se întâmplă. Arată într-un mie un orășan, unul care consumă sarmale cu șorici, cu afumătură, cu nu știu ce, care făcea ce făcea acum 100-150 de ani străbunicul, nu? Care îți ducea cu toporul, toată iarna tăia, îți ducea la pădure. Nu știu ce mai făcea pe afară, adică oamenii stăteau foarte mult în frig, adică acea pălincuță, acea și... mâncare grasă pe care eu o consumau de la animalul crescut de ei în curte, atenție, că iarăși ajungem înapoi. Deci, consumul de carne. Nu mai poate fi cum a fost. Deci noi nu mai mâncăm carnea pe care o mâncă străbunicul. De aceea e bine să renunțăm la carne. Și dacă intrăm mai în profunzime așa, nici ei nu mâncau carne în fiecare zi. Categoric, pentru că erau oameni credincioși și țineau posturile. Da, mâncau de, da. Sau de sărbători exact. sau o dată pe săptămână, sâmbătă. Maxim, sau. Adică nici nu-și permiteau. Nu mâncau da. și mâncau foarte multe leguminoase aveau, na, ce aveau prin grădină, dacă era vară, clar că aveau legume și așa, dar iarna aveau foarte multe leguminoase, fasole, bob. Noi nu mai știm ce înseamnă bobu, de da, exemplu. Ce înseamnă? Bobul este, este ca o fasole, numai că e plată da. și e foarte bogată proteic, dar nu se mai consumă. Arabii mai au bucătăria arabească, mai există bob. Dar la noi nu prea mai există okay. și e păcat pentru că asta, e, asta este un aliment care e foarte bun, de exemplu, pentru iernile grele, geroase, okay. pentru că e foarte proteic și ține și saț și... E, are o valoare nutrițională foarte bună. Uh -huh. Și bănuiesc că e și gustos, pentru că seamănă cu fasole, cumva. Uh, da, sau seamănă. Sau ceva între seamănă. fasole și humus, așa da, o chestie. Da, da, da. da, da. Într-adevăr, avem o mare varietate de, de produse la dispoziție. Trebuie doar să vrem și să înțelegem de ce e important. Pentru că omul, până nu înțelege sau până nu se dă cu capul de pragul cel mai înalt, adică o boală, un avertisment legat de cum arată sau mai știu eu cum se reflectă uh, comportamentul, uh, sănătatea, pentru că până la urmă ceea ce mâncăm ne dă un anume comportament. Adică eu nu am văzut vegan isteric, de exemplu, cum nu am văzut, uh, iarăși revin la sănătate, dansator de tango bolnav. Adică sunt oameni care, datorită pasiunilor care le-au, datorită felului în care își petrec viața, își temperează anumite comportamente, adică se duce agresivitatea, se duce se supărarea, și, da, se duce și depresia. Da. Eu nu înțeleg de ce toți oamenii ăștia care au atât de multă anxietate, atât de multă depresie, nu se gândesc la a se duce către o pasiune din asta. Dans, sport, yoga, a deveni vegetarian, a deveni vegan pentru că este normal, automat că este un așa cum te gândești la detox, trebuie să te gândești la intox, adică eu m-am intoxicat cu niște gânduri, gândurile tot da. ce este în această sferă a minții, a capului, a zonei de sus, a corpului nostru, ne afectează și restul și dacă eu din cap încep să dau înapoi această chestie care m-a intoxicat cândva, adică în loc să stau să mă gândesc cum să ies din depresie pur și simplu trec la niște fapte care le-am citit undeva, pentru că sunt atât de disponibile, sigur că nu devin virale, nu știu ca cele imagini cu animale tăiate sau tineri spânzurați sau mai știu ce chestii. Adică acolo tot se uită, vai, mamă, ce. Bă. Adică au ce vorbi, știi? În schimb, de exemplu, conversația noastră și acest dialog să o să avem niște privitori, dar nu o să devină așa viral și nu să ne urmeze ca turma întreaga populație, știi? Pentru că vorbim despre niște lucruri care presupun un anume sacrificiu, un anume așa este. efort o anume ieșire din zona ta de confort, din credințele tale, adică eu te oblig cumva prin ceea ce auzi să te strămuți de pe o frecvență pe altă frecvență, că până la urmă, dacă rămâi acolo unde ești, înseamnă că ești nebun să crezi că ești tot acolo. Și vei căpăta în schimb ceva nou. Într-adevăr, schimbarea este mai grea și ai nevoie, într-adevăr, de, de o voință mare să faci asta. Și cred că cea mai mare greșeală a multor persoane este că peste noapte se trezesc și fac schimbări majore. De astăzi renunț la tot și devin, nu știu, vegetarian da. sau mă las de fumat sau mă apuc de toate. Și de sport, și mă las de fumat, și mănânc sănătos. Și făcând toate aceste da, lucruri odată, da clar că nu poți mm -hmm. po să devină un obicei. un și obicei. un șoc, exact ca dieta. Nu poți să devină un obicei, da. te obosesc. Uh -huh. Și atunci cel mai potrivit ar fi ei, să o iei, să-ți faci o listă ce vrei să devii și să-ți alegi un singur task din toată lista asta. Ca cel să, puțin ca pentru să poți să ai un, câșt, da, da, da. un win. Să da. simți că ai dus Avansezi. până la final ceva. Uh -huh. Și oricum citesc acum -o, o carte și în cartea respectivă spunea că dacă schimbi la tine fiecare zi cu 1% ceva, ajungi la sfârșit de an să ai foarte multe realizezi, realizări. Da. De asta nu trebuie să faci schimbări radicale, 180 de grade, să nu te mai recunoască nimeni. Pur și simplu să faci treptat și să alegi ceva foarte, uh -huh. poate chiar uh -huh. cel mai ușor din lista respectivă. Ce ți e cel mai ușor să faci? Uh -huh. uh, și în momentul în care vezi că deja este un câștig, uh, parcă îți vine să faci al doilea pas și al treilea pas. Eu, de exemplu, am o aplicație pe telefon acum, să ne folosim și de tehnologie, da, da. în care în fiecare zi în bifez mi-am ales 10 lucruri pe care vreau să mi le fac un obicei, uh -huh. de exemplu vreau să fac yoga în fiecare zi, vreau să fac meditații în fiecare zi, vreau să mă culc la aceeași oră în fiecare zi la 22-30 eu sunt în pat, indiferent dacă mi-e somn sau nu vreau să mă trezesc dimineață am o listă întreagă, să beau atâta apă pe zi, să mănânc fructe în fiecare zi să mănânc salate în fiecare zi Chiar fiind vegană, uite că se da, întâmplă da, să da, nu mănânc salate da, da. în fiecare zi. Sau să țin post intermitent, să nu mănânc, de exemplu, până la ora 12, uh -huh. una o dată pe săptămână. Să să-mi să las uh -huh, corpul uh -huh. să-i dau răgaz. Și în fiecare zi, normal că nu pot să fac toată lista, Une, unele le mai sar, unele sau de exemplu mi-am pus să, să fiu mult mai calmă, să nu mă enervez, să nu bârfesc și să n-am emoții negative. Ei, ghici de câte ori am bifat tot asta. E mai greu, da, dar măcar da. îmi reamintește. Exact, asta exact. ți-ai propus azi, încearcă măcar. Da, da. Și am și uinuri și în direcția aia. Dar mi -ar această, și e foarte interesant că o, cumva o șeruim și cu, o șeruiesc cu prietenul meu, cu tatălui și vedem fiecare ce a da, făcut. Da, da, da. Și ți-amintește și e foarte interesant că la sfârșit de lună sau an vezi și tu ce progres ai făcut. Uite, ai mâncat mai multe fructe, ai mâncat cumva, chiar recomand mm -hmm. să faci treaba asta, mai ales că stăm toată ziua pe telefon, măcar să stăm cu un da, scop da, anume, da, da, să da, nu da. mai stăm pe păi social media. spun, noi, noi, noi odată cu tehnologia, odată cu toate aceste schimbări, nu vin numai lucruri negative, adică cu cât arăți, cu cât împrăști informații din negative, cu atât ele dau roade ca să spun așa, cu cât vii și inspiri oamenii cu, uite că, apropo de aplicații și apropo de sport, atâția se plâng că n-au bani de sală. Doamne, sunt atâtea aplicații cu 20 de euro pe lună, 10 euro pe lună, fă sport acasă, de care sport? Tot ce vrei, da, toate și gratis, variantele. Gratis, găsești gratis Găsești și gratis, dar e plin YouTube, doamne, atât multe de multe, antrenamente, antrenamente da. efectiv de făcut acasă, cu benzi, pentru... Cred că cea mai bună soluție uh, este să vorbim mai puțin, și să, să, să facem mai mult. Da, Pentru da. că în momentul în care spui vreau să fac, e clar că deja cumva parcă să Am mâini, da. -am sub de mâine. tău cândva da. o să fiu și eu așa și o să fac. Da, în momentul da, în care da. te apuci efectiv și bifezi acolo că ai făcut, deja ai. Păi de aceasta mi se pare interesantă și partea cu, cu aplicația. Eu una sunt cu scrisul, știi, am rămas așa old-style, îmi scriu pe bilețele. Apropo de. Unde vreau să îmbunătățesc ceva la mine, și unde îmi dau seama că pe acolo pierd energie, pe acolo pierd optimism, pe acolo pierd disciplină, știi, lucruri care se referă cam tot la ce ai spus, tu, că noi pe aici pierdem, știi? Da. Ne luăm cu filme, ne luăm cu chestii și tot amânăm ora de culcare. Pe urmă ne e greu când ne sculăm dimineața. Și tot așa, adică sunt e lucruri simple E foarte interesant că noi, noi fugim de rutină Nu știu da. de ce, suntem obișnuiți că vrem ceva nou, nou, nou Dar nu ne dăm seama că acest nou ne ia din, din energie Și ce am învățat, pot să zic așa, ce am învățat eu de anul trecut Anul trecut, lecția mea de anul trecut a fost că ca să putem să creștem ca oameni avem nevoie de rutină o și o rutină clară, să știm că. Hai să zicem disciplină mai mult. Da, da. disciplină. Că... Pentru că rutina sunt niște obiceiuri bune care de fapt înseamnă disciplină. Că obiceiurile Așa bune, este. nefiind ușoare, trebuie să te gândești exact ca un sportiv. Adică a te culca la 22-30 mie mi se pare un lucru -s -s. foarte greu în ziua de azi. Sincer, da. faptul de a face yoga sau de a face orice fel de sport în fiecare zi sau măcar 30 de minute sau măcar 15 minute, iarăși. Nu e ușor. Deci, aceste noi obiceiuri, care și noutatea trebuie introduse exact cum ai spus tu, lent, adică câte un procent, câte un ceva, da. nu înseamnă că noi trebuie să ne creăm aceste noutăți care să fie în favoarea noastră pentru ce? Pentru a ne menține sănătatea, pentru a avea o calitate a vieții bună, pentru a împrăștia în jurul celor dragi. Da, energie și de calitate și să inspirăm pe ceilalți. Pentru de așa. că așa e cel mai ușor de a schimba atmosfera în casă, fiind tu un centru de putere, știi? Așa este. Oricum noi copiem foarte multe obiceiuri pe care le vedem în jurul nostru. De asta că spuneai la început cumva dacă îți schimbi stilul de viață, se schimbă și prietenii, se da, schimbă și oamenii categorii. și locurile pe care le vizitezi Normal. se schimbă. Și e foarte interesant să ne punem întrebarea dar cine ne admiră pe noi, cine, pentru cine sunt eu un exemplu. Uh -huh. Și atunci în momentul ăsta în, moment, în momentul acela îți dai seama că poate chiar merită să faci o schimbare. Uh -huh. Și apropo de obiceiuri, nu tre cumva, dacă vrei să citești mai mult, nu trebuie să citești cărți în trei sau capitole. Poți să citești un minut pe zi uh -huh. și clar că cumva într-o zi două minute, într-o zi trei minute și crești, să ajungi să citești. Cumulezi da, cumva, foarte mult. cumva așteptăm în timp. momentul potrivit. Da, o da, să da. devin un cititor mai bun sau o să citesc mai mult cândva. Și da. cumva ne așteptăm că o să stăm o zi întreagă și o să citim. Sau o să mănânc mai sănătos și aștept să vină momentul potrivit. Oricând este Eu momentul de aceea, deci fii atentă că de in suntem una cu alta, de aceea am și zis, da, astăzi, Tania trebuie să gătească ceva, pentru că rețetele tale sunt de foarte mult timp pe net și sunt sigură că inspir foarte multe persoane care au deja această filozofie în viața lor, deja sunt vegani, deja consumă alimente și uh, deja voi sunteți în discuții mult mai avansate de unde ei un anume produs, uh, cum rafinăm un anume gust, uh, cum combinăm pe parcursul unei săptămâni rețetele ca să avem de toate în corp și așa mai departe. Probabil că în emisiunile viitoare vom ajunge și noi să, să discutăm mai departe cum, de da. exemplu, ai menționat că ai avut anumite probleme de sănătate, cum, de exemplu, oameni cu anumite probleme de sănătate pot, prin scoaterea din, din ceea ce mănâncă a unor alimente și înlocuirea cu alimente pe care tu le cunoști, cum își pot îmbunătăți da. sănătatea. Pentru că, de fapt, și medicii, în afară de medicamente, recomandă un, schimbarea tipului de hrană. Mai da. ai cum, de exemplu, să... Ăștia care sunt, nu știu cum se numesc, care nu au voie sare deloc cu uh, probleme cu de... Știu, au probleme cu tiroida de tiroidă. Cu și mai sunt cu tensiunea, cred. Uh -huh. Da, da, da tensiunea deci, de, deci sunt persoane care, de exemplu, sare nu au voie. Da. Gândește-te ce simplu, scoți sarea și dintr-o dată starea... De aceea, oamenii trebuie să înțeleagă cât de importantă este, de fapt, hrana. Da. Și cum o introducem în corp, știi? și că vorba aia ce bei pe gură, ce scoți pe gură, e la fel de important. Ce vorbești despre hrana, adică să vorbești cu pasiune, cu dragoste, cu respect, cu să te gândești plântuța aia, cum am florit ea, nu știu, apropo de Superfood, cum avem noi aici la Zenit, avem anumite chestii, eu la toate citesc prospectul și mă gândesc exact cum au crescut, proveniența lor pentru că este o lume care dacă începe să te preocupe îți aduce atât de multă frumusețe, atât de multă puritate în viață. Dintr-o dată în loc să, cum ai spus tu, să bârfești tot felul de prostii, sau tot felul de lucruri fără importanță, începi să înțelegi de ce. Uite, scoaterea sării îmi schimbă mie tensiunea sau îmi schimbă, nu știu, ce la tiroidă. Tu chiar trebuie să înțelegi pentru că dacă nu înțelegi și faci mecanic acest lucru, ești la 10% din da. potențialul schimbării. Și de aceea eu respect foarte mult și sper e pe wishlist-ul meu să devin <laughs> întâi vegetariană și încet încet să mă duc către veganism pentru că am, am citit foarte mult în ultima vreme și toți autorii mei preferați Uh, au făcut pe, pe corpul lor aceste experimente. Unii au reușit să rămână vegani, alții au avut perioade în care au uh, 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 intrat în veganism, au consumat, au așa și au observat, făcând aceste experimente pe corpul lor, ce s-a schimbat. Bineînțeles, nu exact cum spui tu, nu într-o săptămână, într săptămână, o lună, da. de la șase luni în sus, au observat anumite schimbări în corp. Da. Și chiar vreau să te întreb, uh, sunt vegani care, după ce sunt vegani, se renunță a fi vegani? Da, sunt, sunt persoane și eu cred că persoanele care renunță sunt persoane care s-au grăbit să ia decizia, nu știu, dintr-un anumit cumva nu au avut o motivație uh -huh. au, a fost așa un trend un și impuls, l -a da. luat și nu s-au documentat înainte, nu au luat o treptat și nu au găsit uh, o motivație clară pentru De ce a o fac uh -huh. da. uh -huh. și sunt persoane le cunosc, știu persoane care au fost și erau chiar în niște persoane care erau foarte da, da. așa înrăite așa, da, și da, vreau da. să-i facă pe toți vegani uh -huh. Uh -huh. Uh -huh și apoi au revenit din nou la stilul lor normal de viață, normal în ghilimele și eu cred că o se vor reîntoarce pentru că vor vedea după șase luni, eu cred că la acest stil de viață e mai mult mai repede se văd efectele. Și eu cred că se vor reîntoarce mm -hmm. Dar sunt sigură că dacă s-au reîntors să mănânce Nu știu, omnivor, Sunt sigură că nu mai mănâncă cum mâncau Păi asta vreau să zic că Oriunde am citit Toate persoanele care au trecut prin experiențe de tipul acesta Au rămas Adică au renunțat pentru totdeauna la un anume gen de alimente da. Și e au rămas școală. cu foarte multă inspirație în a se hrăni Adică deja Nu știu cum să zic că noi ne atragem, știi, și resursele. Adică, deja dacă eu am început să mă gândesc la asta, o să atrag persoane, resurse. Da. Pe net o să-mi apară, știi că deja netul știe cam unde te da, uiți tu. O să, o să -mi te... începe să-mi aducă în față. Să aducă în față. Numai, eu când am. Eu când am uh, Deschis blogul, când am dat drumul la blog, am zis, ok, ce, ce mi-a fost mie foarte greu la început? Mi-a fost greu să fac rețete complicate. Și atunci am zis, ok, dacă îmi fac blog, toate rețetele mele vor o fi să ușoare. fie ușoare. Oh, Și drăguț. chiar primesc feedback, cel mai des feedback primit, este că a, ce îmi place site-ul tău, că ai rețete foarte ușoare. Mm -hmm. Și așa este. Într-adevăr, au niște ingrediente care nu te solicită cumva să. Le le se da, le... da, da. Dar ingredientele sunt cele mai complicate, uh -huh. pot să zic, dar în rest cum se le faci acasă este super ușor. Și tot acum nu prea mai am timp să mai postez rețete, dar am strâns foarte multe uh -huh. de-a lungul uh -huh. anilor. Și de fiecare dată când cineva îmi spune, uite, vreau să încep cu ceva, îi, îi dau site-ul pentru că când o să vezi cât de ușor sunt de făcut. Poți să spui cum că se că cheamă site-ul rețete tău? Rețetecutania.ro. Rețete cu Tania Pungro. Da. aici vă puteți inspira cât, cât doriți. Da, și acolo sunt atât de și multe. Și pe pagina ta de Facebook, Tania Bordianu, puteți găsi și pe ne pe, dacă dați numele ei, găsiți destul de multe chestii interesante. Și înainte să te las să ne arăți cum pregătești ceva, vreau să te întreb cum arată bucătăria ta de vegană. Adică bănuiesc că nu mai ai ceva cu gen uh, aragaz sau uh, um, cuptor din ăsta ai poate deshidrator și uh, chestii electrice. Eu nu mănânc doar ro-vegan, mănânc uh -huh. și vegan, adică mănânc uh -huh. gătit Aha. că um, noi confundăm uneori ro-veganul este doar pe pentru persoane care mănâncă crud, da. doar crudități adică cumva doar deshidratează da. uh, dar veganii mănâncă și gătit și preparat ah, ok. okay. Da. okay. Uh, cum arată bucătăria mea? Care din bucătărie? Că eu am bucătăria acasă <laughs> și una... La... Dar tu unde mănânci mai mult? Acasă? Cea, nu, mănânc cel ce mai, mai des amânc? la Unison. La Unison da. se numește. Da. Unde, practic, și. Unde, da. gătim da. și livrăm. Uh -huh. Da? Bucătăria este foarte dotată cu multe, avem cuptor, avem aragaz, ca o bucătărie da? clasică Numai că bucătăria noastră n a văzut niciodată niciun fel de proteină animală uh -huh. Adică avem foarte multe uh, uh, caserole în care sunt aranjate ingredientele și este foarte interesant că sunt toate colorate așa. Uh -huh. că avem de la goji, la mei, la hrișcă, la toate denumirile de astea care par, uh -huh. par exotice. Deci chestia da? asta, cum ai zis tu, care ai făcut-o de Crăciun gen cozonac, a fost coaptă cumva, nu? Cozonacul, cozonacul a fost ro. A, a fost ro. Da, sarmalele Aha. au fost clasice, coapte, coapte pă, da, da, fierte, da, da, Cozonacul a fost ro din fulgi de ovăz, adică a fost și mai, cu mai puțin carbohidrație, adică fără făină albă Cu fulgi de ovăz, cu îndulcit cu curmale sau sirop de agave Și cu ciocolată, adică cacao, cu ulei de cocos Apropo de dulciuri, înainte să, să ne oprim să facem rețeta Ce înlocuitor de zahăr recomanzi? Eu recomand să alegem întotdeauna zahărul direct din fructe uh -huh. adică dacă vrea să facem un desert niște biscuiți de exemplu gătiți la da, cuptor da. putem să folosim de exemplu în loc de zahăr să folosim curmale Aha. să facem un fel de gem din curmale Aha în care îl integrăm direct. Sau putem să folosim sirop de agave, de exemplu, care are un indice glicemic un pic mai mic, nu este na, ca zahărul procesat. Nu fug de zahăr și mă refer la, aici la zahărul brut, care nu este atât de rafinat ca cel alb, și mai are niște nu am, câți nutriențe mai rămân acolo da, la, da, dar da. nu, cumva este un aliment prefer să folosesc de exemplu într-o prăjitură clasică pe care o reinterpretez uneori folosesc zahăr brut um, pentru că trebuie să iasă o anumită consistență dar folosesc de exemplu dacă în prăjitura clasică se pune 100 de grame de zahăr pun jumătate Aha. Și deci nu fugi în totalitate nu fug to da, în totalitate da. de zahăr folosesc foarte puțin și mănânc rar. Eu, din fericire, nu sunt pasionată de prăjituri. Adică de nu îmi plac dulciurile. Da, da, nu am da, da. fost niciodată... Eu mănânc mâncarea uh -huh, de asta uh -huh. și sunt... Îmi place foarte mult să gătesc uh -huh. și sunt mai mult pe a da gust, a mă juca cu condimentele. Bănuiesc că revenind la felul cum mănânci și aici nu... Se hăpăie așa, adică am văzut că porțiile sunt puțin mai mici, adică nu uh, arată cum arată mesele astea, iarăși revin la tradiționale. Noi suntem obișnuiți să vedem chestii foarte multe, abia atunci ne liniștim când vedem mult, știi? Adică, mamă, pot să bag cât cuprinde, știi? Aici este, nu știu, poate mestești mai mult, uh, Mănânci mai încet. Da, eu o să fiu sinceră, eu pot să spun că porțiile mele sunt destul de mari. Da? Pentru că mie, eu sunt gurmandă și îmi place să mănânc. De exemplu, eu dacă îmi fac o salată, nu, nu pot să aleg o salățică, da, nu. Da. E o salată foarte mare. Și chiar mănânc să mă satur Aha. pentru că știu că este o salată care nu are atât de multe calorii, care uh -huh. pot să măcar mă bucur că pot să mănânc cât îmi doresc. Uh -huh. Într-adevăr îmi dau seama că nu, uneori nu prea estimez, îmi fac o salată mare și nu pot să o termin Aha. sau îmi pun cantități Aha. pentru că încă cumva în memoria mea a rămas că... Porția trebuie să fie mare și îmi dau seama, uneori mă simt și ai dar cum pot să o mănânc pe toată? Înainte o puteam mânca. Aha. Cumva singur corpul te oprește, gata, te-ai săturat. că mm -hmm. nu, câtă, nu știu, ieri am mâncat, de exemplu, că pe instagram meu postez mai mult, mm -hmm. Insta-storiuri, ce da, mănânc, da. ce. Și ieri am făcut vars de Bruxelles. Wow. Cine, Aha. dacă fac, mă duc pe stradă acum să întreb câtă nu mi-am că ne-am ultima oară în de Bruxelles, că ce e asta? <laughs> da, da. De că cumva mă abad de la subiect, dar renunțând la carne sau la lactate, cumva Îți apar din o dată să foarte gândești, multe noi poți opțiuni. Să, ce pot da. să mănânc? Și multă lume crede că mănânc doar frunze, dar am atâtea opțiuni da, când da, da. mă gândesc că viața scurtă și nu o să reușesc să le mănânc pe toate. <laughs> Pentru că chiar sunt foarte multe. Acum și... ce o să ne gătești? Adăugați-vă, vorba vine. Da, Așa, chiar. Repede. O să fac un lapte de caju, da? pentru că vreau să arăt cât de ușor se face și că nu este atât de scump. Uh -huh. Dacă stăm să calculăm, să vedem, de exemplu, dintr-un litru de. da, dau un secret acum, înainte să începem. Da? Din 100 de grame de nuci caju, poți să faci un litru de lapte. Wow. Adică, dacă stai să calculezi este e cam atât cam cât, cât, cât un lapte, lapte normal. Da. da. Și este atât de simplu de făcut că nu trebuie nici măcar să stai cred că pe ceas maxim 5 minute. Uh -huh. Și facem un lapte de caju și vreau să arăt că din laptele respectiv poți să faci de exemplu un mic dejun foarte consistent, super proteic, că uh -huh. tot vorbeam că da. -e frică de proteine. Da. cu semințe de chia. Aha. O budincă cu semințe de chia, îndulcit fără zahăr și îndulcit cu curmale. Bun, deci o lăsăm pe Tania să ne gătească. Astăzi vom prepara două rețete foarte simple, tocmai ca să vă motivez să faceți și voi acasă. Pentru asta aveți nevoie de un blender, nu neapărat să fie de viteză foarte mare, doar că o să trebuiască să îl folosiți un pic mai mult. Eu folosesc un blender vertical, un blender potrivit pentru smoothie-uri, pentru lucruri care sunt, se fac foarte sunt moi și nu necesită să, să îngreuneze munca blenderului. Laptele este foarte, foarte simplu. Sunt mai multe variante de lapte. Am ales varianta din lapte caju pentru că nu are nevoie să fie strecurat, pentru că nuca ca caju este foarte grasă. Pentru asta avem nevoie, o să facem 500 de ml de lapte, pentru asta avem nevoie de 50 de grame de nuci caju și nucile pe care le am eu aici sunt mărunțite în prealabil să se mărunțească foarte ușor la blender și le punem în blender pentru că nu folosim zahăr o să folosim curmale și am ales curmalele mele preferate acele dijon care sunt foarte groase așa și au foarte multă pulpă le găsiți acum foarte ușor în orice supermarket și am pus 4 curmale sunt suficiente pentru 500 de ml de lapte. Pentru asta, ca să dau o aromă plăcută, folosesc un pic de scorțișoară și două pahare de apă. Dacă doriți ca laptele să fie mai gras, puteți să folosiți mai multe nuci, semințe, de exemplu, dacă doriți ca laptele de caju să fie un pic mai gras, în loc de 50 de grame de nuci caju, puteți să folosiți 70-80 și mai puțină apă. Dar dacă o să folosiți foarte puțină apă, o puteți transforma într-o smântână. Bun, și acum dăm drumul la robot, aproximativ 1 minut două. laptele de caju face o spumă și e foarte ușor de folosit și e potrivit de folosit, de exemplu, pentru locuitorul de lapte clasic pentru cafea. Mai ales că este destul de gras și are și această spumă care te duce cu gândul la cappuccino. Laptele îl puteți bea simplu, pentru că este îndulcit, puteți să mai adăugați niște fructe, banane sau orice fruct de sezon și să vă faceți un smoothie sau un shake sau puteți să-l folosiți în altă rețetă un pic mai, un pic, un pic mai complicată. A doua rețetă pe care o facem este budinca de chia. Budinca de chia este la fel de simplă, cu câteva ingrediente în plus. Chia este o pseudo sau pseudo cereală sau de fapt este o sămânță care este foarte bogată în fibre. Dacă știți că aveți probleme cu constipația, semințele de chia vă ajută foarte mult la digestie. Și este foarte simplu de făcut în câțiva pași. Turnăm lapte în pahar. Și la un cantitatea asta, cred că are 200 de ml acest pahar, o să punem vreo 4 linguri de semințe. Semințele își absorb tot lichidul și se transformă tot această, acest lichid într-o budincă și o amestecăm. Ce este interesant e că puteți să faceți asta de cu seară, și să puneți la frigider să stea peste noapte și dimineața aveți budinca gata și micul dejun gata Adică nici nu trebuie să stați foarte mult în bucătărie dimineața, mai ales când suntem pe grabă, să vă gătiți micul dejun Dacă doriți să fie un pic mai groasă, mai adăugați semințe Bun, amestecăm bine. De obicei eu uneori îmi pun tot, toate ingredientele într-un borcan, le amestec și pun borcanul în frigider, nici măcar nu-l mai deschid. Bun. Și o să așteptăm 5-10 minute ca să absoarbă semințele tot lichidul. Semințele de chia sunt folosite de sportivi de performanță, de exemplu, pentru, le folosesc în, direct în apă, mai ales pentru cei care alargă maratoane, tocmai pentru că le oferă energie și sunt foarte bogate în proteine, fibre și aminoacizi și grăsimi sănătoase, cum sunt, cum ar fi omega-3. Noi am așteptat 5-10 minute, sa budinca este aproape gata. Cu cât va sta mai mult, cu atât va deveni mai închegată. și peste budinca asta o să o ornăm cu ce fructe aveți prin casă. Eu am ales niște superalimente, goji, bogate în vitamina C și mai puțin cunoscute, dar folosite în alt, în alt fel, sunt boabele de cacao crude. Boabele de cacao crude sunt mai puțin procesate, de fapt sunt aproape deloc procesate, e o boabă uscată, mărunțită și este foarte bogată în antioxidanți și ne ajută când se zice că trebuie să mănânci ciocolată, de fapt se referă că trebuie să mănânci boabe de cacao crud, pentru că îți dă o stare de bucurie. O să punem semințe, o să punem goji peste budincă. O să punem semințe, boabe de cacao mărunțite pentru mai ales pentru micul dejun, pentru a avea energie pentru toată ziua. Și ca să-i dăm o pată de culoare, o să folosim pisalis, sunt niște fructe acrișoare care sunt potrivite pentru sezonul rece pentru că sunt bogate în vitamina C. Și asta este budinca noastră 100% vegană din lapte vegetal de caju, semințe de chia și superalimente.